Iată-ne la standul Falcon pentru a vedea modelele expuse, un alt brand pe care îl găsiți și în site-ul Epneu la super prețuri. Prima anvelopă la care ne uităm este Falcon AS200, anvelopă All Season de la Falcon, Sincera SN832, anvelopă etichetată cu ala frânare pe ud. După care avem model de ram flat, ZE914, anvelopa ram flat de la Falcon. Intrăm pe segmentul de iarnă, anvelopa Euro Winter H S01 lansată anul trecut, cu review-uri foarte bune, bela frânare pe ud. Da? Deci avem o anvelopă cu bela frânare pe ud, o foarte bună etichetare. După care avem anvelopa Cargo, care se, surprinderea noastră, are ala frânare pe ud. Anvelopa Cargo de iarnă este mai bine etichetată ca anvelopa de turism de iarnă. Cel mai probabil beneficiază de o tehnologie mai nouă. Avem Vanul 01, anvelopele Cargo de vară. Aici lumea se joacă. Echipare originală pe nou Volkswagen Up Falcon-ul pentru segmentul mic. Continuăm pe segmentul de ultra înaltă performanță. Tot o anvelopă etichetată cu A, Falcon-ul FK510, 295 cu 40 cu 20, FK510 SUV, tot ala frânare pe ud, iar FK453CC este un model de generație un pic mai vechi, se și vede asta în etichetare, nu are A ca celelalte două, are B la frânare pe ud. Prețurile nu sunt la nivel de la Falcon, prețurile la Falcon sunt la nivel de anvelopă medie, Falcon fiind un brand premium. Pentru cei care nu știu, Falcon este din același grup Sumitomo cu Dunlop-ul. Dunlop-ul la nivel global este deținut de cei de la Sumitomo. Sumitomo fiind la momentul actual al doilea cel mai mare producător de anvelope din lume. Falcon este un brand pentru Europa, repet, vorbim de calitate premium la un preț mediu.